Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giugiu. Iată, pe scurt, principalele subiecte ale acestei ediții. 528 de salariați de la Protecția Copilului își așteaptă drepturile salariale. Se reia concursul de la ISU, dar fără cei implicați în concursul fraudat. Preț piperat pentru miei în piața centrală. Acțiune inedită a elevilor liceului Nicolae Cartojan. Medalii pentru Giugiu la campionatul național de atletism. Concursul pentru ocuparea posturilor de la ISU Giugiu va fi reluat, asta după ce în luna martie Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a oprit concursul pentru ocuparea celor 74 de posturi vacante din instituția de la Giugiu. Ce s-a hotărât este că foștii pompieri implicați în concursul fraudat din 2007 nu mai au dreptul să se înscrie acum la examen. În data de 19 martie 2015, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dispus încetarea procedurilor de concurs pentru clarificarea unor aspecte de natură juridică în legătură cu atestarea îndeplinirii unor condiții de participare la selecție. Atunci, Inspectoratul General a motivat suspendarea concursului prin necesitatea de a verifica modul în care a fost dobândit statutul de subofițer în rezervă de către unii dintre candidați. Acum, la mai bine de două săptămâni de atunci, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu anunță pe site-ul instituției că va fi reluat concursul de angajare. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu a reluat procedurile pentru organizarea concursului în vederea ocupării posturilor vacante de execuție cu recrutare din rândul cadrelor militare aflate în rezerva MEAI. Pentru asigurarea climatului de legalitate și respectarea în totalitate a condițiilor de participare la concursurile organizate de ISU Giurgiu a fost dispusă în data de 19 martie 2015 încetarea procedurilor de concurs pentru clarificarea unor aspecte de natură juridică în legătură cu atestarea îndeplinirii unor condiții de participare la selecție. Verificările au vizat modul în care a fost dobândit statutul de cadru militar în rezervă de către unii dintre candidați, având în vedere dispozițiile sentinței numărul 29/4/7/2012 pronunțată de Tribunalul Militar București, rămasă definitivă prin decizia penală numărul 45/10/7/2014 a Curții Militare de Apel București. Astfel, în această perioadă au fost solicitate și obținute clarificări referitoare la efectele complete ale hotărârilor judecătorești respective, stabilindu-se că persoanele care au fost încadrate în 2007 prin fraudarea concursurilor nu au și nu pot avea în prezent calitatea de cadre militare. În consecință, reînceperea procedurilor de concurs se realizează prin luarea în considerare a noii situații militare în care aceste persoane se află, iar participarea acestora la concursuri nu este posibilă în această etapă. Noul concurs va avea loc în perioada 24-30 aprilie și va consta într-o probă de evaluare a performanțelor fizice, un test scris și un interviu. Cererile de înscriere la concurs se pot depune în perioada 7-14 aprilie, iar dosarul poate fi completat până pe 20 aprilie. 528 de angajați din cadrul Direcției pentru Protecția Copilului Giurgiu așteaptă plata drepturilor salariale câștigate în instanță. Deși au câștigat procesul în 2010, salariații au primit până acum doar 25% din bani, restul urmând să fie achitați în cursul acestui an și anul viitor. Mai mulți angajați ai Direcției pentru Protecția Copilului Giurgiu s-au adresat postului nostru de televiziune nemulțumiți de faptul că nu și-au primit drepturile salariale câștigate în instanță. Mai precis, în anul 2010, Sindicatul Protecția Copilului Giurgiu a câștigat în instanță plata drepturilor salariale, însemnând sporuri pentru condiții deosebite de muncă sistate în perioada aprilie 2009-august 2009. Potrivit unei ordonanțe de urgență din 2009, banii pentru cei 528 de salariați giurgiuveni urmau să fie livrați eșalonat. Iar în noiembrie 2011, Consiliul Județean Giurgiu informa Sindicatul Protecția Copilului că sumele prevăzute în titlurile executorii vor fi plătite în anii 2012, 2013 și 2014. Acum suntem în aprilie 2015, iar salariații nu au primit decât o mică parte din bani. Prima tranșă, reprezentând 25%, a fost achitată în luna decembrie 2014. În anul 2015 urmează să fie plătit 40%, reprezentând diferența de 15% din anii precedenți și 25% reprezentând tranșa din anul 2015. Legea prevede ca aceste plăți să se facă în cursul anului bugetar, putând fi deci făcute în orice lună, nu neapărat la data de 5 martie 2015, data limită fiind 31 decembrie 2015.
2015. Banii pentru plata sumelor câștigate în instanță de către salariații de la Protecția Copilului provin de la Consiliul Județean Giurgiu, principalul ordonator de credite, iar plățile se fac în funcție de disponibilități și cu aprobarea Consiliului Județean. Precizăm faptul că în bugetul instituției există prevedere bugetară pentru plata acestor drepturi în cursul anului 2015, deci aceste drepturi vor fi plătite în cursul acestui an bugetar. Prin urmare, deși sunt prevăzuți bani pentru plata drepturilor câștigate în instanță, rămâne de văzut când va binevoi Consiliul Județean să efectueze plățile. Ultima tranșă de 35% din banii pe care urmează să-i primească cei 528 de salariați va fi plătită în anul bugetar 2016. În piața centrală au apărut deja miei expuși pentru vânzare în spațiul amenajat în interiorul sectorului de lactate. Toți cei care vând miei în acest spațiu sunt producători din județul Giurgiu. Prețul este deocamdată 25 de lei pe kilogram, iar cei care nu pot cumpăra un miel întreg au posibilitatea să cumpere o jumătate sau un sfert. Producătorii din județul Giurgiu au ieșit deja pe piață cu miei pe care îi vând cu 25 de lei kilogramul. Cumpărătorii spun că este un preț destul de mare, dar cei mai mulți aleg să cumpere, dacă nu un miel întreg, măcar jumătate sau un sfert de miel. Cei mai precauți au preferat să cumpere din timp pentru a se pregăti așa cum se cuvine de Paște. E frumos dacă am scump. Se pare scump? Scump, foarte scump pentru noi, dar ce să facem? Și cum l-ați ales? Am ales și noi mititel așa, dociuzbic atât. Totuși de el? Așa, că e mic, că e mai mare. Fiecare an? Am luat așa de regulă, dar nu erau scump ca anul ăsta. Mai scump e anul ăsta. N-ați mai așteptat până spre sfârșitul săptămânii? Nu am mai așteptat, că n-am mai... când să mai venim. Am cumpărat mine, dar... Cum vi se pare prețul? Da, am prețul. Am prețul tot așa. La prețul de rândată, cu cine? E o diferență de... 10 lei. 10 lei, față de anul trecut, față. Luați în fiecare an miel? Da, în fiecare an. Respectați avem tradiție? Da. Avem tot. Ce vă place, ce prepara vă place cel mai mult din miel? Drom. Drumul și fritura e miel, dar rece. Mielul l-am luat de dimineață, foarte scump. Și totuși perioada asta. Am luat cantitate mai mică, adică o jumătate la 5 kg. Ce preparați din miel? Ciorbă de miel, drob, friptură. Chiar dacă au venit la piață doar de o zi, producătorii se declară mulțumiți de vânzări. Ei au decis să păstreze prețul de anul trecut și cred că sunt avantajați și de faptul că în această perioadă sunt plătite pensiile, dar și salariile bugetarilor. Binișor. De când ați venit cu ei? De ieri. Și ați vândut ceva? Și ieri. Surprinzător, față de anul trecut a fost mai bine ieri, față de anul anterior. Cumpără oamenii mai mult? A fost prețul mai mare anul trecut? La același preț a fost și anul trecut. Probabil după posibilități, am se mai ia și pensiile, a picat mai bine decât anul trecut, poate. Păi spune și mai ce preferă oamenii, miei întregi sau mai mult? Mai mult sferturi. După posibilități, probabil. Mai mari, probabil n-am posibilitate să iau. Oferta este destul de bogată, sunt expuși pentru vânzare miei de toate mărimile, iar giurgiuvenii au de unde alege. Important este să și aibă bani suficienți. Miei sunt expuși cu ștampilele medicilor veterinari la vedere, ceea ce înseamnă că sunt îndeplinite toate condițiile sanitar-veterinare și de igienă necesare. A treia ediție a proiectului teatral Dunărean a debutat marți 7 aprilie la Ruse. Vedeta zilei a fost piesa românească N-aveți un mort de vânzare, care a ridicat sala în picioare. Proiectul Dunărean este un parteneriat între teatrele din Giurgiu și Ruse și și-a propus punerea în scenă de piese românești cu regizor român, dar actori bulgari, apoi montarea unor piese scrise de autori bulgari cu regizor bulgar și actori români. Fiecare piesă este jucată în ambele localități și este subtitrată atunci când se joacă pentru spectatorii de altă limbă decât cea a actorilor. В рамките на близо 3 години, аз не го казвам това, ние минахме моста с театралната култура и направихме едни много добри връзки между българската и румънската театрална култура. În decurs de 3 ani, eu întotdeauna repet acest lucru, nu am trecut peste pot cu cultura teatrală bulgară și română, și am creat niște relații foarte trainice. În debutul celei de-a treia ediție a proiectului teatral Dunărean s-a jucat drama 46 de pași, scrisă și regizată de Orlin Diacov și interpretată de actori români. Noroc! Eu știu, dar trebuie să...
Călărița! Călărița! Nu, că n-am lăsat minte acum, măcar. Bravo! Cupidon se odihnea în somn atânt. Proiectul a continuat cu piesa Nu aveți un mor de vânzare, scrisă de Mircea Meionescu și regizată de către Cristian Ioan, piesă în interpretarea actorilor de la Teatrul din Ruse și aplaudată la scenă deschisă. Mai multe amănunte despre proiectul de ieri de la Ruse, precum și interviul cu actorii, dar și cu regizorii spectacolelor, puteți urmări imediat după știri, în ediție specială. Au luat câte o carte și s-au pus pe citit pe scările din fața Teatrului Tudor Vianu. În acest fel, peste 50 de elevi ai liceului Nicolae Cartojan au dorit să atragă atenția asupra importanței lecturii în rândul adolescenților. Acțiunea a făcut parte dintr-o serie de evenimente publice propuse de elevii giurgiuveni. Iubești citind, citind iubești, așa se numește flashmobul organizat astăzi în fața Teatrului Tudor Vianu de către peste 50 de elevi ai liceului Nicolae Cartojan. Tinerii s-au înarmat fiecare cu câte un volum pe care l-au studiat timp de câteva minute. Activitatea a făcut parte din proiectul denumit Eu, Tu, Noi, demarat de Asociația Semper Musica din București, al cărui partener este liceul giurgiuvean. Încercăm să atragem atenția tinerilor, deoarece în ziua de azi tinerii sunt preocupați mai mult de internet și de site-urile de socializare. Și am vrea să le atragem atenția că din cărți pot învăța lucruri bune și este ceva folositor pentru toată lumea. Elevii liceului Nicolae Cartojan au vrut să participe la această activitate. Am venit fiecare cu cărți și vrem să atragem atenția. A fost cel de-al doilea eveniment public din seria celor 6 incluse în proiect, după ce la prima acțiune a fost organizată o colectă de haine. Având ca parteneri și alte școli și licee din municipiu, elevii au donat haine pentru 13 familii nevoiașe. Avem încă 4 evenimente. Salubrizarea cetății. Mai avem un eveniment în care vrem să atragem atenția asupra cinemaului, deoarece este în paragină și să vedem dacă putem să proiectăm pe cinema anumite filme sau mesaje. Și am făcut brățări pe care vrem să le vindem, să strângem bani pentru rechizite, tot așa să le dăm unor familii sau copii nevoiași. Pentru a încuraja cititul în rândul adolescenților, liceenii au realizat și o hartă a locurilor din Giurgiu de unde se pot împrumuta cărți sau unde pot fi citite cărți. Tinerii propun biblioteca proprie, un parc, o cafenea liniștită și cele 3 spații ale bibliotecii județene Iaba Sarabescu. La școala gimnazială numărul 8, Marin Voiculescu continuă activitățile cuprinse în proiectul național Caravana Ecotic Zile Eco în școală. Au fost premiați autorii celor mai bune eseuri scrise pe teme ecologice, s-au recitat versuri și tot în sala de festivități a unității școlare s-a prezentat o scenetă al cărei mesaj transmis a făcut trimitere la grija față de natură. Ecoterienii, elevii școlii gimnaziale giurgiuvene Marin Voiculescu, continuă derularea activităților din proiectul național ce îi cuprinde și pe alți elevi din 150 de școli românești ale mediului urban. Una dintre acțiunile proiectului s-a derulat astăzi în sala de festivități a unității școlare giurgiuvene. După intonarea imnului ecoterienilor, s-au premiat elevii din clasele a 3-a și a 4-a care au scris cele mai bune eseuri, având drept temă protecția mediului și colectarea materialelor reciclabile. De la demararea proiectului, la începutul anului școlar, activitatea
aceasta de colectare a avut succesul scontat, elevii fiind sprijiniți de părinți, iar profesorii și coordonatorii proiectului având speranțe de clasarea școlii pe locurile fruntașe în rândul celor cuprinși în proiect. Fiind un număr foarte mare de elevi în școală, cred că toți elevii au conștientizat colectarea selectivă a deșeurilor și au adus la școală o cantitate mare. Au adus și vor aduce în continuare până la finele anului școlar. Părinții au fost receptivi la informațiile primite de la noi, în cadrul ședințelor cu părinții au fost informați și au venit împreună cu copiii dumnealor și au adus deșeuri de echipamente electrice și electronice. Tot în sala de festivități a școlii, ecoterienii au recitat versuri și au prezentat o scenetă cu titlul Învață să prețuiești natura. De altfel, titlul scenetei s-a dorit a fi mesajul transmis de elevii unității școlare giurgiuvene, sprijiniți în parcurgerea acțiunilor din amplul proiect Ecotic Zilele Eco în școală, de către coordonatorii de proiect Cecilia Furtună Popa și Lucia Ivan. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi au fost prezenți în mijlocul elevilor. În cadrul unei acțiuni de prevenire a faptelor antisociale în unitățile de învățământ, jandarmii le-au explicat elevilor pe înțelesul lor despre riscurile la care se supun în momentul în care săvârșesc o faptă antisocială. Peste 80 de elevi ai școlii Academician Marin Voiculescu din municipiu au participat la o oră interactivă despre violența în mediul școlar, absentism și comportament irresponsabil, atât în școală cât și în timpul liber. Elevilor le-au fost explicate riscurile acestor fapte de către reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Giurgiu. Totodată, în timpul întâlnirii, jandarmii le-au prezentat copiilor clipuri video cu tineri implicați în fapte comise cu violență. Acțiunea de astăzi s-a desfășurat în cadrul programului Școala Altfel, să știi mai mult. Să fii mai bun. Am desfășurat câteva activități preventive, educative, de informare, printre care și la Școala Generală numărul 8 din municipiul Giurgiu, activitate la care au participat aproximativ 80-90 de elevi din ciclul claselor 5-8. Au fost prezentate cazuri ale tinerilor care au săvârșit diverse abateri, fapte de violență, cauzele care produc faptele de violență, precum și sancțiunile la care se expun tinerii minori, răspunderea contravențională, răspunderea penală a tinerilor. De la școala numărul 8, jandarmii au mers la școala numărul 1 din Izvoarele, acolo unde s-au întâlnit cu elevii în cadrul unei activități similare. Expoziție biblică la galeriile de artă din Giurgiu. Timp de două zile, un grup de creștini, adepții Sfintei Evanghelii, își propun să prezinte giurgiuvenilor prin intermediul unei expoziții istoria și rolul acestei sfinte cărți în istoria omenirii. La galeriile de artă din Giurgiu, în zilele de 9 și 10 aprilie, giurgiuvenii sunt invitați să viziteze o expoziție prin intermediul căreia se pun la dispoziția publicului Biblii și câteva standuri care circumscriu istoria traducerii Bibliei în limba română de la primele ediții până în prezent și un foarte interesant labirint biblic realizat din panouri care prezintă în imagini și texte relatări ale Bibliei. Noi am venit cu expoziție biblică care are 18 panouri și avem 5 mesele cu Cortul Întâlnirii, care vorbește mult despre poporul evreu, și ideea este să vorbim despre Cartea Sfântă, cea mai importantă carte din lumea noastră, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Avem Cortul Întâlnirii, avem și manuscrisurile în limbele originale, aramaică, ebreică și limba greacă, și avem cunună de spini, cruci, 30 de arginți și așa mai departe. Evenimentul creat de un grup de creștini, adepții Sfintei Evanghelii, se adresează tuturor creștinilor și tuturor categoriilor de vârstă. Vizitatorii care sunt așteptați de joi 9 aprilie, începând cu ora 10, pot vedea texte ebraice scrise pe pergament, mai multe obiecte de cult, dar și Vechiul și Noul Testament, o lucrare realizată în serie limitată, nedestinată comercializării. Labirintul biblic, care oferă un cadru vizual generos, realizat din panouri pe care sunt imprimate imagini și texte, îi aparține lui Paul Williams, un englez stabilit de 17 ani la Ploiești. 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor, este marcată la Giurgiu prin mai multe manifestări organizate de filiala județeană a Partidei Romilor. Acțiunile dedicate sărbătorii au început de la sfârșitul săptămânii trecute.
Pentru a marca Ziua Internațională a Romilor, președintele filialei Giurgiu a Partidei Romilor, Mihăiță Grigore, a organizat astăzi o conferință de presă. El a prezentat pe scurt istoricul acestei zile. Astăzi este 8 aprilie 2015, o zi specială pentru comunitatea de rom din întregul județ Giurgiu, din întreaga Românie și, de ce nu, din întreaga lume, pentru că este Ziua Internațională a Romilor. O zi declarată internațională în 1971, cu ocazia desfășurării primului congres al comunităților de romi. Un congres la care a fost adoptat și acel steag pe care îl cunoașteți, verde cu albastru și cu acea roată pe mijloc, și imnul internațional al țiganilor, melodia Gelem Gelem. Mai multe acțiuni cu caracter cultural au fost organizate în ultimele zile, tot pentru a marca Ziua Internațională a Romilor. Între acestea și un spectacol cu muzică și dansuri specifice acestei etnii, care s-a bucurat de aprecierea invitaților. Taxa pe valoare adăugată va fi redusă la 9% din luna iunie pentru toate produsele agroalimentare, inclusiv la băuturi nealcoolice și la servicii de alimentație publică, a anunțat premierul Victor Ponta. Guvernul își menține totodată intenția de a reduce cota standard de TVA la 20% din ianuarie 2016. Guvernul a decis prin ordonanță de urgență reducerea cotei TVA de la 24% la 9% pentru toate produsele agroalimentare. Măsura va fi aplicată de la 1 iunie 2015. Decizia a fost anunțată de prim-ministrul Victor Ponta în ședința săptămânală de guvern. El a precizat că TVA va fi redusă la toate alimentele fără diferențieri pentru o aplicare simplificată, dar și la băuturile nealcoolice și serviciile de alimentație publică. De la 1 iunie, absolut toate alimentele, nu doar cele 5 alimente de bază, absolut toate produsele agroalimentare din România vor avea o cotă de 9%. Aici se includ și toate băuturile nealcoolice. Cele alcoolice nu pot beneficia, pentru că oricum directiva europeană nu ne permite, și e bine ca efortul să-l păstrăm la toate alimentele. Executivul a decis aplicarea generalizată a reducerii de TVA pentru a simplifica administrarea fiscală a măsurii, dar și pentru a evita eventualele abuzuri, a explicat Victor Ponta. După 1 iunie, guvernul va verifica prin toate structurile instituționale dacă cele 15% se reduc din preț și nu doar cresc profitul unor comercianți. Este foarte clar că în România, la venituri mai mici, avem prețuri la alimente ca în restul Europei, și atunci 32% din bugetul unei familii normale se duce pe alimente. În momentul în care această scădere de la 24 la 9, deci de 15%, intră în vigoare la 1 iunie, trebuie să se ducă aproape toată în preț. Premierul Victor Ponta a arătat că măsura poate fi susținută, deoarece în primul trimestru al acestui an încasările la buget sunt cu 5 miliarde lei în plus față de trimestrul similar de anul trecut. Alături de celelalte măsuri din codurile fiscale, guvernul susține reducerea generală a TVA la 20% de la 1 ianuarie 2016. Dacă la sfârșitul unui spectacol ovațiile au o durată mare, se poate aprecia că valoarea actului săvârșit pe scenă este una superioară. Franco Corelli, tenor italian, este unul din artiștii care a gustat succesul prin maniera aceasta. Corelli nu a făcut parte din trioul tenorilor cei mai valoroși din lume, dar a împărțit scena cu nume mari ale muzicii de operă. Franco Corelli este tenorul italian născut la Ancona pe 8 aprilie 1921. El a împărțit scena cu multe cântărețe ale generației sale, printre care Maria Callas, Montserrat Caballé sau Renata Tebaldi. Franco a început să cânte la îndemnul unor prieteni care erau pasionați de operă, acest gen muzical dedicându-i se aproape exclusiv. Cu timpul, tenorul a devenit unul dintre mari interpreți ai căror cariere au fost dedicate aproape exclusiv operei, interpretând astfel o largă varietate de roluri din repertoriul francez și italian. Oh!
Debutul artistului în 1953 a avut loc alături de Maria Callas în Norma, iar pe scena de la Scala apărea un an mai târziu. În 1957, Corelli debutează și la Covent Garden, în timp ce seara debutului la Metropolitan rămâne una de legendă alături de Leontine Prince în Il Trovatore. Ovațiile, la sfârșitul spectacolului, au durat mai bine de o oră. Herbert Ford Karajan l-a descris pe Corelli cel mai bine când a spus: este mai presus de orice voce plină de foc și pasiune, o voce ce poate să fulgere, dar și să fie plină de emoții. Cu toate aprecierile, Franco Corelli nu a fost considerat de talia celor trei mari tenori ai lumii, Carreras, Pavarotti și Domin. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu, urmează rubricile Sport și Meteo, iar apoi o ediție specială. Nu ratați de la 19:45 emisiunea La Porțile Dorului în direct cu Ilie Clement, iar apoi emisiunea Medicina în direct. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Bine v-am regăsit la știrile din sport. Ajuns la Astra Giurgiu în urmă cu 2 ani, Daniel Coman s-a obișnuit cu statutul de rezervă al lui Silviu Lung Junior. Portarul în vârstă de 36 de ani este totuși de părere că titularul dintre buturile Astrei ar trebui să facă pasul spre o echipă din Occident, dacă vrea să se impună și la națională. Dani Coman a semnat cu Astra în vara lui 2013, iar de atunci a evoluat în 17 meciuri pentru Giurgiuveni, dintre care 16 în sezonul trecut. În actuala stagiune de campionat, portarul în vârstă de 36 de ani are un bilanț nu tocmai plăcut. Singurul meci în care Coman a fost titular a fost cel din Cupa României, pe care Astra l-a pierdut în fața lui CS Mioveni. Coman a pierdut prin planul în poarta Astrei încă din sezonul trecut în favoarea lui Silviu Lung Junior, pe care îl stimează, dar știe că este greu să-l înlocuiască. Eu sunt la final de carieră și consider că am demonstrat ce am avut de demonstrat în fotbal. Nu mai sunt înnebunit să joc. În aceste condiții n-aș putea emite pretenții la titularizare, mai ales că Silviu este la echipa națională. Dani Coman ar putea reveni totuși în atenția antrenorilor dacă Silviu Lung Junior și-ar găsi o altă echipă mai puternică din străinătate. Lung ar putea astfel să-și câștige locul de titular la echipa națională. Silviu este un portar tânăr, inteligent, care va fi titular și la echipa națională în viitor. Ar fi momentul ca și Lung Junior să facă pasul spre un campionat mult mai puternic. Din 2010 și până în prezent, Silviu Lung Junior a strâns 134 de prezențe în tricoul Astriei și 3 pentru echipa națională a României. La sfârșitul săptămânii trecute au avut loc probele finalei campionatului național de atletism pentru copii. Giurgiu a fost reprezentat de sportivii celor trei cluburi locale, CSM, CSS și Dunărea Giurgiu, care au reușit să obțină 2 medalii de bronz prin Mario Stan la biatlon și Bianca Damian la aruncarea greutății. Finala campionatului național de atletism pentru copii i-a atras și pe micii sportivi de la cluburile giurgiuvene. CSM, CSS și Dunărea Giurgiu și-au înscris tinerii atleți la probe în speranța obținerii unei medalii. Singurele trofee au fost câștigate însă de 2 sportivi ai cluburilor CSS și CSM Giurgiu, dar și ceilalți s-au descurcat bine. Toți au încercat să își depășească propriile rezultate și sunt foarte mulțumită de ei și sperăm că la competițiile de vară, în sezonul de aer liber, la care vom participa, sperăm să avem rezultate din ce în ce mai bune și, de ce nu, să tindem la o medalie mai strălucitoare. Dintre copiii de la CSM Giurgiu, Mario Stan s-a descurcat cel mai bine la proba de biatlon și a obținut medalia de argint. Văd că ai ceva frumos la găzneară și nouă? Da, o medalie de la concurs de la București în campionatul național. Cum te-ai descurcat-o acolo? Cum a fost pentru tine campionat? Foarte bine, frumos. La ce probe ai câștigat medalia? La 50 de metri și săritura la lungime.
Un debut promițător l-a avut Cătălin Peiu, care s-a clasat pe locul 6 la proba de viteză și speră că data viitoare se va urca pe podium. La ce probe ai participat? Ce ai făcut la vom? La 50 de metri. Da? Și cum a fost proba? Simplu. Ce probă îți place ție cel mai mult? La 50 de metri. 50 de metri, nu? Da. Ai viteză? Da. Una dintre performerele ediției pentru giurgiuveni a fost Bianca Damian. Campioana națională la aruncarea cu discul a reușit clasarea pe locul al treilea la proba de aruncare a greutății. Bianca a câștigat medalia de bronz pentru CSS Giurgiu. Nu la fel de bine s-au descurcat atleții de la Dunărea Giurgiu, care au reușit cea mai bună clasare prin Alexandra Țârcă, cea care a ocupat poziția a 8-a la proba de 60 de metri. Domnilor și domnilor, acestea au fost informațiile din sport. Cu mai multe ne revedem mâine la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune! Vremea începe să se amelioreze în următoarele zile, precipitațiile se reduc, iar mercurul din termometre va urca până la 17 grade Celsius. Se face frumos începând de joi în toată țara și se mai încălzește puțin. Joi se va încălzi ușor și în județul Giurgiu. În prima parte a zilei vor fi unele norări, apoi cerul va deveni mai mult senin, dar vântul va avea intensificări temporare. Temperatura maximă va fi de 14 grade la Bolintin Vale, Ghimpați, Izvoarele și Giurgiu și 13 grade la Mihăileș, Hotarele Comana. Vântul va sufla cu o viteză de 22 de km pe oră din direcția nord-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 765 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 45%. Apele Dunării sunt în creștere cu 15-25 de cm, cota probabilă fiind 500 de cm.